Bine v-am regăsit în cadrul Mama Mia, o emisiune dedicată tuturor mamelor și viitoarelor mămici. Împreună cu cele mai îndrăgite, frumoase și celebre mame de la noi din țară, discutăm despre aventura maternității. Partenerii emisiunii noastre sunt brandul de scutece japoneze numărul 1 în Asia, Merries, și brandul Tommee Tippee. Timp de 10 ani, Merries este brandul numărul 1 în Japonia. Merries sunt scutece și chiloței scute cu bandă respirabilă care corespund celor mai înalte standarde ce asigură o gingășie incomparabilă față de pielea bebelușului. Tehnologia inovațională ale celor 3 straturi respiratorii exclud contactul aerului umed cu suprafața fină a fundulețului copilului. Stratul extern respirabil permite evaporarea aerului dăunător care poate provoca arsuri și iritații pe pielea gingășă a bebelușului. Stratul intern este produs dintr-un material fin cu striruri valoroase. Datorită acestui format, contactul cu pielea bebelușului este selectiv, respectiv aerul poate circula liber din straturile interne și externe ale scutecului fără să irite pielea bebelușului. Scutecele Merries absorb rapid umiditatea și au o rezervă specială pentru depozitarea scaunului lichid. Încetarea alăptării este un eveniment important nu doar pentru sugar, dar și pentru mamă, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Cum să o facem fără a trauma copilul și a ne trauma propriul corp? Care este vârsta potrivită pentru a încerca odrasla? Dar și ce spun specialiștii la acest subiect vom afla din ediția de astăzi. Și pentru că emisiunea noastră are în prim plan o mamă îndrăgită de noi toți, vă invit astăzi să o descoperim în rolul de mămică pe Tatiana Tattocika, una dintre cele mai populare brogărițe de la noi din țară. Tatiana Postolachi, una dintre cele mai populare blogerițe de la noi din țară și mămică a unei fetițe superbe, Emilia. Cunoscută mai mult în lumea virtuală ca Tatiana Tattocika, tânăra mămică împărtășește cu cei peste 10.000 de urmăritori în YouTube și Instagram secretele sale de beauty și tot ce ține de rolul de mamă. Micuța Emilia este cea mai mare bucurie și mândrie a Tatianei, iar faptul că a devenit o mamă o inspiră și mai mult în tot ce face zi de zi. Soțul o susține mereu și împreună reușesc să creeze portretul unei familii perfecte. Tatiana, bine ai venit la noi în emisiune și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. A venit și Emi astăzi cu tine. Vorbim despre o temă cunoscută ție din propria experiență, despre încetarea alăptării, dar și despre tine în rolul de mămică. Așa că zic să începem cu perioada când Emi a apărut în viața voastră și o să-ți dau așa o întrebare pe care de multe ori o pun invitatelor mele și mai exact cum... Da, o să întrebăm pe mami și după te întrebăm și pe tine. Cum v-ați decis sau cum te-ai decis tu să apară Emi în viața voastră? A fost o surpriză pentru voi ca părinți sau a fost ceva planificat? Să-ți spun așa că noi am dorit copil, dar totuși când a apărut ea a fost o surpriză pentru noi, deoarece cred că nu ne-am așteptat că atât de repede să fie acest lucru. Și când am aflat eram foarte fericiți, desigur că am ajuns la vârsta aceea când vroiam copil și desigur că era o bucurie pentru noi mari. Deci a fost o alegere conștientă până la urmă, desigur, nu? Desigur. Total. Peste pupoză, o surpriză, vai, sunt însărcinată, o să devin mămică. Nu, a fost planificat, dar iarăși noi nu ne-am așteptat că de repede să... Tu ești din mămica care te-a informat foarte mult în perioada gravidității sau ai decis că o să vezi din propria experiență tot ce se întâmplă? Eu m-am informat foarte mult, dar totuși experiența nici de cum nu se compară cu ceea ce am citit, totuși experiența diferă de ceea ce citește în cărți. Care au fost primele tale emoții când ai văzut-o pe Emi? Eu am plâns, desigur. Eu nu vine să cred că eu am văzut-o și eu am apărut atât de... Cum am spus că a fost o surpriză când am aflat, așa a fost și o surpriză când am născut-o. Că mie medicul în ziua aceea mi-a spus că tu azi nu o să naști. Și m-a pregătit așa, dar eu îmi dau seama că el știa că deja se pornește procesul și că nu mă sperie pe mine, că mai aveam un timp până atunci. Și când... A decis cumva să-ți calmeze emoțiile. emoțiile, da? Să nu fie prea emoționată. Da. Emi și-a găsit prieteni printre cei care ne filmează acum pe noi, așa că ea este în grija lor. Este diferită practica și viața reală de tot ce știm noi până la naștere și o știu și eu din experiența proprie, dar vreau să te întreb care momente mai exact sau poate a fost situația anume în care tu te-ai informat din timp, dar când ai ajuns în practică să vezi cum e, să-ți dai seama că de fapt totul este absolut diferit. Care au fost acele situații? Prima ce îmi vine în cap este alăptarea, desigur. Am fost și la cursuri speciale și am citit foarte mult că să nu apar ceva probleme și până la urmă tot spectrul a apărut cu părere, care au putut să fie, au fost da, la tine, cu da? Păreri de rău, da, așa au fost fii și asta au fost. Ai apelat la ajutor? Adică, până la urmă, presupun că s-a rezolvat problema, nu? Da, s-a rezolvat, desigur, și cu ajutor. Am fost în ambulanță, dar, sincer, a doua oară. Ce s-a întâmplat? Care a fost problema ta până la urmă? S-a întărit pieptul, era foarte mult lapte și ea nu reușea, asta a fost a treia săptămână de la naștere, și ea nu reușea să bei totul ce era, cât lapte era, dar aveam foarte, foarte mult. Și într-o zi am venit, chiar am fost în ziua aceea prin oraș, am fost foarte activă și când vin acasă simt că mi se ridică febra. Zic, bine, poate de la oboseală, că toți știm că primele săptămâni sunt destul de grele pentru nouă mămică. Și deja am adormit, am dormit un pic și când m-am trezit era febra 38 și 39 și 8, așa. Și am sunat la ambulanță și îi spun eu ce s-a întâmplat și ei și-a dat seama, dar eu dacă nu știam ce se întâmplă și deja acolo m-a ajutat. Și a fost probabil o situație așa care te-a luat cumva prin surprindere. Da, da, a fost foarte spontan și nu știam ce asta și plângeam, dar până la urmă am dat de un medic foarte și foarte bun la spitalul de urgență și care mi-a explicat absolut tot ce nu mi-a explicat chiar nici la cursuri sau chiar și în maternitate. În ziua de astăzi este mult mai simplu să fii mamă, deci vorbesc mult mai simplu din considerentul că avem foarte multe produse, foarte multe chestii care cumva îți ușurează viața ta de mămică. Și văd că și Emi este tentată de standul nostru cu produse, da, Emi? Ce-ți place de acolo cel mai mult? Eu văd că deja tu ți-ai ales o sticluță, da? Îți place? Hai să vorbim și despre aceste produse. Sunt oferite de partenerii noștri. Este o gamă Explora de la Tommee Tippee. Sunt cănuțe, sunt, iată aici avem mai multe produse din ele, sunt și lingurițe și farfurii. Special, mai vrea Emi una și a mai luat încă una. Bravo! Toate culorile. E culoarea ta preferată, asta verde. Vreau să te întreb atunci când ai început diversificarea, dacă ați mers cu Emi și ați ales din produsele astea pentru alimentația ei. De ce te întreb? Pentru că acum sunt o gamă foarte largă de produse și noi, mamele, trebuie să fim foarte atente, să luăm farfurii și tot felul de tacâmuri pentru copii care sunt sănătoase și, Doamne ferește, nu conțin careva produse dăunătoare pentru sănătatea lor. Vreau să te întreb, după care principii te-ai ghidat tu atunci când ți-ai ales toate ustensilele astea pentru Emi? Desigur că iarăși am citit foarte mult și am citit recenzii multe și după asta deja am mers la farmacii, la magazine și am luat ceea ce am dorit, ceva am comandat de peste hotare și mi-am luat niște produse care, într-adevăr, ei îi place și eu în tot timpul le schimb, eu nu pun numai... Are cumva ea o cănuță preferată sau o linguriță preferată? Toate le plac, numai mami să le schimbe așa o dată pe săptămână, că e să vadă diferența, că saturi de toate aceea și cred că ca și noi... Hai să facem atunci un experiment și să vedem care dintre ele o să-i placă mai mult. Uite, vreau să știu care îți place cel mai mult. Pe care o vrei? Pe asta, da? Le vrei pe asta, da? Pe care o vrei, albastră sau roz? Pe asta albastră, da? Ok, îți promit că după emisiune ți le dăm pe toate. O să le punem aici. Mami! Îi dăm mamei, bravo! Ca să fim siguri că le luăm acasă, da? Bravo! Și pentru că subiectul emisiunii noastre, de fapt, este încetarea alăptării, până ajungem la faptul cum ai încercat tu copilul, vreau să te întreb și despre perioada asta îndelungată, pentru că ai zis că ai hrănit-o pe Emi aproape 2 ani de zile. Și cu siguranță sunt situații în care, cel puțin eu am avut așa o situație în care m-am îmbolnăvit și practic am rămas fără lapte. Dacă tu ai avut astfel de situații de criză în care ai simțit cumva că alăptatul nu este suficient sau în care ai simțit că Emi nu se satură, ai avut și tu astfel de situații și cum le-ai depășit? Cum și-am mai spus înainte, eu aveam foarte mult lapte și dacă pe de o parte eu aveam multe probleme, până la jumătate de an eu m-am luptat pentru acest lapte, dar aveam mult și niciodată nu a fost să accepte lapte praf sau ceva. Au fost momente când vroiam să trec jumătate așa, dar ea nu a vrut și... Deci au fost tentative, ai încercat tu cumva să introduci și o alimentație? Am încercat, da, așa, aveam nevoie atunci de timpul acela, dar ea nu a vrut și atunci mi-am dat seama că nu mergem doar pe laptele matern și atât. Și n-am avut așa crize că nu am lapte sau ceva. Cum ai ajuns tu la momentul în care a trebuit să încetezi alăptarea? Pentru că îmi dau seama că este un moment psihologic destul de greu, nu doar pentru copil, dar și pentru mamă, pentru că simți cumva că îl lipsești de ceea ce iubește el cel mai mult. Și cum a venit decizia asta la tine? Și cum a reacționat, desigur, și Emi la decizia ta? Spre această decizie eu am mers jumătate de an, de la 1 an și 2 luni până la 1 an și 8 luni, când deja am încetat alăptarea. Cam lungă a fost perioada asta de decizie. Au fost mai multe tentative? În sens că ai încercat cumva să înțelegi mai... Eu am vrut să merg treptat, cum toți recomandă și iarăși ca scrie, ca la carte, da? Dar nu s-a primit așa și la mine a fost încercarea bruscă totuși până la urmă. De ce că jumătate de an a fost așa că nu mai puțin, dar mai mult. Cu cât mai mult timp trecea, cu atât e mai atașată era de... Crezi că ai simțit cumva, Emilia, că tu vrei să iei această decizie? Ea a primit această decizie foarte ușor. Eu nu m-am așteptat la așa ceva, deoarece chiar să luăm ziua cu o zi înainte, ea era atât de dependentă și permanent mame, vinea la mine și ea era nu în loc de mâncare, deoarece noi avem deja 3 mese înainte de somn. Asta au fost și noaptea, o masă, 2 deja era când dințișori mai tare o deranjau, da. Dar în timpul zilei la ea a fost în loc de apă. Ea nu bea practic deloc apă și când am înțărcat-o, a doua zi, ea nu s-a apropiat deloc și nu mi-a cerut lapte și asta m-a convins pe mine că am luat decizia corectă, că eu au fost total pregătită pentru ea ca să renunțe. Eu mă pregăteam că o să fie isterică sau ceva, eu nu știu, care citeam că câteva zile poate să fie așa ceva, că copilul încă nu este deprins, dar din prima zi eu înțeles că am spus că... Deci după asta nu au mai fost discuții, nu ți-a mai cerut sânul, nu a mai vrut... Câteodată ea se apropia de mine și cerea, dar spuneam pe mămica doare că, într-adevăr, primele zile doare, așa, și ea se uita la mine, bine, doare, mămica, și... Deci a fost foarte înțelegătoare, da, și nu a insistat prea mult. Da, chiar deloc nu a insistat și... Tu ai încercat-o fiind ea acasă, deci, pentru că ai zis că a fost o încercare bruscă, deci nu ai dus-o la bunici sau nu ai plecat tu de acasă, cum mai practică unele mămici, să plece la bunici sau să lase copilul bunicilor? Sincer, nu m-a lăsat inima, nu știam eu atâta timp cu ea și eu nu știam cum să o las, tot că o lăsam cu bunel, o lăsam cu tati, dar oricum am spus că dacă nu o să primească, atunci încercăm mâine, așa, dar am spus că din prima zi eu am înțeles totul și nu a fost nevoie că o să plec undeva, chiar și noaptea am dormit cu ea. Până la urmă, totuși, și-a luat una de culoare roz. Știi, mai întâi a zis că îi place aia albastră și până la urmă a luat-o pe cea de culoare roz. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea bebelușilor la sân exclusiv până la vârsta de 6 luni și continuarea alăptării după diversificare și după 1 an de zile. Dar, totuși, când este potrivit să înțărcăm copilul și de ce ar trebui să ținem cont, vă invit să aflăm de la specialiști. Încetarea alăptării este un moment important din punct de vedere fizic și emoțional, nu doar pentru copil, ci și pentru mamă. Fiecare părinte decide în mod individual când să înceteze alăptarea. Cum să alege metoda mai puțin traumatizantă pentru copil și mamă, aflăm de la pediatrul Mihai Stratulat. Pe ce se bazează recomandarea OMS de a alăpta obligatoriu copilul până la vârsta de 6 luni? Ce se întâmplă în organismul copilului până la această vârstă? Până la 6 luni, laptele matern conține tot ce este necesar pentru creșterea armonioasă, pentru creșterea și o dezvoltare armonioasă a copilului. Este alimentul care cel mai bine se asimilează, deci structura laptelui pentru perioada asta de 6 luni în care nu doar crește copilul, dar să crește și tractul gastrointestinal al lui, este cel mai bun aliment. Laptele matern conține foarte multe substanțe biologic active, foarte multe imunoglobuline, foarte mulți anticorpi care protejează copilul în primele 6 luni de viață. Copiii mai rar răcesc. După 6 luni, noi începem diversificarea. Plus că și laptele matern deja nu este suficient ca nutrient pentru o creștere ulterioară și o dezvoltare ulterioară la fel de armonioasă a copilului. La ce vârstă dumneavoastră recomandați încetarea definitivă a alăptării? Exact ca și Organizația Mondială a Sănătății, se recomandă ca copilul să fie alăptat până la vârsta de 2 ani și de la 2 ani putem să întrerupem alăptarea. Cu toate că acum se permite atâta timp cât mama are dorință, cât mama are lapte și copilul la fel dorește, și până la 3 și până la 4 ani. Dar din păcate noi avem o reacție negativă din partea societății, au tot felul de reproșuri, de gen copilul este prea mare și ar fi bine să nu de sălă. Sigur că la un moment dat o să scadă cantitatea laptelui și la o vârstă careva deja nu o să mai poate mama alăpta, nu o să ajungem până la vârsta de 18 ani, cum se mai glumește în societate, dar atât timp cât este dorință din ambele părți și există lapte, putem alăpta oricât dorim. Care este metoda cea mai puțin stresantă atât pentru copil cât și pentru mamă? Mama începe să excludă timp de câteva zile până la o săptămână să scoată câte o alăptare la sân. Da? Și atunci, exact cum organismul mamei s-a pregătit timp de 9 luni pentru a, și sânii mamei s-au pregătit 9 luni pentru a produce și a alăpta, exact au nevoie de mai mult timp pentru ca să scadem lactația. Copilul brusc luat de la sân, trece printr-un stres psihologic destul de puternic. Este eficientă tehnica de a lega sânul mamei, aduce rezultate și nu afectează cumva starea ei de sănătate? Legatul sânilor este o tehnică deja învechită din cauza stagnării laptelui în sân, da? Pentru că oricum organismul continuă să producă lapte. Ajung la stări de mastită, da? Destul de urâte. Ați văzut sânii în formă pătrată? N-ați văzut? Că eu am văzut o mamă care e legată și era deja de vreo 5 zile legată. Și zic, scoate acum bandajul. Deci sânii erau în formă de pătrată. Dacă mama simte deja că sânii sunt plini și este un disconfort, e bine să stoarcă puțin sânul până să moaie sânul, da? Până dispare senzația asta de disconfort, după care aplică pe 5-10 până la 15 minute compresă rece. Și în 3-4 zile mama se observe că se produce tot mai puțin și mai puțin lapte, sânii deja nu se mai întăresc și dispare problema. Încetarea alăptării necesită multă răbdare și înțelegere din partea mamei. Gândiți pozitiv și aveți grijă ca fiecare tentativă să se transforme în succes. După cum menționasem și mai devreme, după jumătate de an, majoritatea mămicilor încep diversificarea alimentației și treptat deja se introduc alimentele solide și încep să gătești deja pentru copii. Vreau să te întreb cum a început de diversificarea alimentară pentru Emilia și dacă a dat ea dovadă de careva preferințe culinare. Eu am început cu metoda clasică. Și de la început, desigur că în afară de laptiche nu prea vroiam să mănânci ceva, dar din start și până ziua de azi foarte tare plac terciurile. Toate, care face mămica, tare iubește și de atunci. Dar legume, fructe, desigur că da, dar ele au fost un pic mai târziu, că se spune dacă introduci fructele, apoi legumele deloc nu o să vrei. Dar dacă vorbim de perioada dată, ea mănâncă și acela broccoli și conopidă, care atunci, spre exemplu, nu vroia să mănânce și mă gândeam că nu o să mănânce deloc. Și pentru că am discutat acum despre diversificarea alimentării și mi-ai zis tu că Emi preferă terciurile, vreau să invit telespectatorii noștri să vadă un reportaj din Farmacia Hippocrates, în care specialiștii de acolo te-au ajutat pe tine și pe Emi să faci alegerea potrivită. Un părinte bun atrage atenția la toate detaliile, iar vesela pentru copii nu este o excepție. Specialiștii susțin că trebuie să alegem farfuriile, cănițele și tacâmurile pentru cei mici în dependență de vârsta lor. Nu uităm de culori și design atractiv, dar, cel mai important, punem mare accent pe calitate. Când alegem vesela pentru copii, să verificăm să nu conțină substanța bisfenol A. Este o substanță toxică care la temperaturi ridicate ar putea provoca la copii malformații neurologice, care pe parcurs pot afecta dezvoltarea normală a copilului. Și Tatiana Tattocika are o fată mare acasă care deja mănâncă de sine stătător, așa că tânăra mămică a decis să-i cumpere veselă nouă, sigură și colorată. Avem o varietate largă de farfurii, uitați-vă, avem începând cele mai simple, de la 6 luni plus. Și deja avem ceva care i-ar plăcea fetiții dumneavoastră, uitați-vă. Da. Sunt farfurii compartimentate, adică au 3 compartimente, unde dumneavoastră puneți diferite elemente și adică ea poate să încerce singură deja să le mănânce. Vesela este confecționată dintr-un plastic calitativ, poate fi folosită și în cuptorul cu microunde sau chiar în mașina de spălat vase. Avem 2 culori, adică este în culoarea asta. Culori foarte frumoase, aprinse, cum iubește. Plus la asta aș putea să vă recomand pentru așa farfurioare și un set de, da, un set de tacâmuri. Da. Să se simtă și ea deja matură. Și foarte interesant, este și cuțit. Da, eu cred că o să-i placă foarte. Și sunt tot de la 12 plus. Tommee Tippee mai produce tacâmuri termosensibile, care își schimbă culoarea dacă temperatura alimentelor depășește norma admisibilă pentru copii. Iar pentru ca setul micuței Emilia să fie complet, mama vrea să-i aleagă și o căniță. Noi vrem ceva ca să țină căldură când ne pornim la drum, spre exemplu. Ce roz frumos și e păstrează căldura, da. Este o cănuță izotermă, se numește, adică temperatura care dumneavoastră o turnați se păstrează în jur de 3-4 ore, adică dacă e rece, se păstrează rece, dacă e călduță, se păstrează călduță. Așadar, Tatiana a găsit veselă superbă pentru fetița sa. Mi-a plăcut atât de mult această veselă, este atât de colorată și frumoasă, sunt sigură că și fetiții o să placă. Odată cu diversificarea alimentară, părinții încep să le dea copiilor și mâncare de pe masa adulților. Unii o fac până la 1 an, alții o fac după 1 an. Sunt mămici, ca și mine, spre exemplu, care deseori gătesc special pentru copii. Și vreau să te întreb pe tine, de la ce vârstă sau când a început Emi să mănânce din bucatele gătite pentru voi? Până acum eu gătesc încă special, dar câteodată fac pentru noi toți, doar că nu adaug sare, zahăr, depinde ce fel de mâncare fac, dar totuși mai des pentru ea fac, că este oricum ceva mai special ce e mănâncă, dar soțul, spre exemplu, nu mănâncă. Deci tu te strădui să-i faci totul foarte sănătos, să fie doar fiert, să nu conțină sare, să nu conțină prea mult zahăr. Deci o faci chiar ca la carte, da? Încerc să fac în acest fel. Cel puțin până la 2 ani încerc să mențin această metodă, dar mai apoi deja vedem doar ce am timp și pot să o fac. Care sunt totuși bucatele care ai observat tu că le-ar vrea Emi de pe masa voastră? Pentru că cât nu te-ai strădui să-l hrănești doar cu ceea ce i-ai preparat special pentru el, oricum copilul vede careva produse pe masă pe care le vrea să le guste. Spre exemplu, al meu are nu știu, o fobie, o dragoste, mai bine zis, enormă pentru roșii. Și din momentul în care le-a gustat, avea mai mult de 1 an, nu puteam să-l opresc. Deci trebuia să ascund roșiile, că altfel le mânca pe toate. Are Emi vreo preferință de asta mai stranie? Sincer, nu, eu mănânc de toate, absolut tot ce fac eu, chiar noi putem să mâncăm altceva, dar ea are altceva, dar noi ne strădăm toți la o masă să ne așezăm, că ea să vadă că noi toți împreună și ea tot foarte bine în acest fel mănâncă. Dar spun așa că are o preferință ceva... Deci nu este tentată să guste din farfuria ta sau din cea a soțului? Câteodată da și câteodată chiar pot să dau ceva, dar ea vede că e altfel, nu știu, poate încă nu este deprinsă cu sare, cu zahărul și de ce nu prea, dacă odată o gustată, a 2 ori nu prea cere. Tatiana, după 1 anișor, sau, mă rog, fiecare copil individual se dezvoltă, dar ei încep, cel puțin din cât am observat eu, după 1 an de zile să fie foarte activi și au deja nevoie să faci mai multe activități decât ne-am trezit, am mâncat, am ieșit un pic la plimbare. Vreau să te întreb dacă tu mergi cu Emilia la vreun centru de dezvoltare sau dacă ai dat-o la grădiniță, pentru că sunt și părinți care dau copiii mai devreme de 2 ani la grădiniță. Nu, noi încă nu mergem la niciun centru de dezvoltare. Cred că să o facem de când o să fie mai cald un pic, cum așa a fost un timp. Și la grădiniță, pentru că tot nu avem de gând să o dăm, deoarece am timp când să mă ocup de ea și timpul ăsta trece atât de repede că vreau să savurez toate momentele acestea. Dar ne ocupăm foarte mult, ne ocupăm acasă. În ce fel ne ocupăm? Câteodată mă întreabă că noi avem un cont special pe Instagram unde eu povestesc despre jucării noi, adică Emiliei, ceea ce cumpărăm pentru dezvoltarea ei sau ceea ce fac eu acasă chiar. Dar noi încercăm să ne ocupăm când ne jucăm. Eu câteodată mă întreabă, dar chiar nu câteodată, dar deseori sunt întrebată cum ea știe atâta la vârsta ei. Eu nu cred că ea știe foarte multe, dar, de exemplu, ea știe foarte multe litere, știe numere, știe număra în trei limbi. Și noi nu o facem special. Deci Emilia, nu ai un program zilnic în care, uite, câteva ore sunt pentru joacă, alte câteva ori pentru anumite ocupații, astăzi trebuie să învățăm culorile în toate trei limbi? Sau, nu, deci... nu avem așa ceva, deoarece ea nu poate sta într-un loc așa și eu spun 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Dar noi ne jucăm cu ceva și în timpul acela eu încerc să spun 1, 2, 3, 4 sau culorile și în felul acesta noi am învățat foarte multe. Și pentru că ai zis că sunt lucruri multe pentru dezvoltarea ei și de asta nu mergi la centrele de dezvoltare, vreau să invităm și pe telespectatorii noștri să vadă ce metode are mămica Tatiana pentru Emilia de dezvoltare și de învățare. Salut! Vă invităm în camera noastră preferată, unde ne jucăm și petrecem mult timp împreună. Tatiana Tattocika a proiectat camera micuței Emilia până în cele mai mici detalii, încă de când o avea sub piept. Acum, de dimineață, când se trezește, primul cuvânt care este încolo, încolo, în camera ei, că îi place foarte mult aici să petreacă timpul și, într-adevăr, suntem foarte mult timp aici. Deși are doar 2 anișori, fetița a reușit să adune o bibliotecă impresionantă. Mama o alintă constant cu o cărțulie nouă pentru că își dorește ca micuța ei să îndrăgească lectura încă de la o vârstă fragedă. Avem cărți și în engleză, și în rusă, și în română. Avem foarte interesante și educative și, spre exemplu, avem așa o carticică, este interesantă, cu clapite. Avem multe, spune, și cu fetiță avem, da? Da? Emi mai e bogată și în jucării. Mămica sa are grijă să-i cumpere jucării calitative, sigure și rezistente în timp. Eu mă strădui să aleg jucăriile după principiul să fie nu doar distractive, dar și educative, ceva să învețe, să fie utile, să putem învăța culorile, numerele. Ce ai tu aici? Ce asta? Ananas. Așa. Da, asta? Pară. Așa, corect. Iată, aici avem o jucărie interesantă pentru motorică fină și ceea ce îmi place, noi ne-am deprins să strângem toate jucăriile împreună cu ea, adică nu eu strâng tot seara, dar strângem împreună. Asta nu e tot! Fetița se poate lăuda și cu o colecție impunătoare de păpuși. Acestea, da, sunt preferatele noastre. Avem și alte. Avem, spre exemplu, păpuși care poți să speli părul și să faci măști, să faci coafuri, da? Și miroasa vanilei. Deci, această cameră chiar e magică. Aici fata poate să doarmă, să ia masa și, evident, să cânte și să danseze. Famoase! Așa! Hop, hop! И покружимся. А, да. Tu ești o mămică modernă și ai un cont de Instagram foarte popular și un canal de YouTube la care eu am dat subscribe. Și sfătuiești pe cei care ne urmăresc, pentru că sunt foarte multe lucruri utile pe care le povestești tu acolo. Exact. Dar am observat cumva că în ultima perioadă tu te-ai dedicat mai mult maternității și ai început să postezi mai mult despre maternitate decât despre beauty. Da, și vreau să te întreb, femeile noastre urmăresc asta mai mult sau cumva sunt interesate mai mult de frumusețe? Eu aș spune că jumătate la jumătate. Cineva îmi scrie, hai, ceva despre beauty, că eu nu sunt încă mai mică, dar majoritatea spectatorilor este vârsta 25-35 de ani. Acea vârstă care, dacă n-ai devenit mai mică, în curând ai să planifică lucrul ăsta, exact. Da. Și de ce acum, chiar dacă înainte vreo jumătate de an în urmă a stat un pic altfel lucrurile și oamenii încă nu erau deprinși cu acest rol al meu nou, dar acum tot mai mult îmi scriu ceva postează despre mâncarea pentru bebeluși, despre jucării, despre ce faceți nou, despre dezvoltarea. Asta urma să te întreb și eu, pentru că eu știu de fapt ce postezi tu, pentru că te urmăresc și îmi place mult ceea ce faci tu, dar vreau să te întreb, tu alegi ceea ce vrei să împarți cu oamenii? Sau cumva rețelele tale sociale sunt o oglindă a vieții tale? Deci nu, eu sortezi informația care trebuie să o vadă oamenii din Instagram și din YouTube? Desigur că eu sortez, dar nu este cont pe care arăt tot ce se întâmplă, doar unele momente care eu cred că sunt buni pentru a arăta sau utile. Mai mult eu mă bazez pe ceea că să fie informația utilă în tot timpul, chiar dacă scriu ceva sau postez un filmuleț nou, să fie util pentru oameni, nu doar povestesc ceea ce fac în fiecare zi sau ceva de genul. Vreau să te întreb, ce faci în momentele în care simți că nu ai inspirație? Pentru că sunt și din astea, în care te simți foarte obosită, în care, nu știu, pentru că cu siguranță o mămică care petrece tot timpul ei cu un copil acasă, mai ales ei sunt la vârstă în care te solicită foarte mult. Și totuși tu ești destul de activă pe rețelele sociale și mai postezi și video din când în când. Ce faci în momentele în care te lipsește inspirația? Înainte, când am fost după naștere, eu tare greu treceam peste aceste momente, deoarece până atunci eram mai activă, să comparăm cu timpul de astăzi. Și chiar mi-era greu primele 2 luni, dar apoi am înțeles că lucrurile merg așa cum trebuie să meargă și nu poți nimic zgrăbești. Chiar dacă eu nu am inspirație, nu am dispoziție, atunci nici nu fac nimic, nu postez, nu fac filmulețe. Știu că o să fie ziua aceea când o să vreau să fac și o să fac într-adevăr să inspir și alți oameni, nu doar pentru mine. Vreau să mai vorbim despre rețelele sociale și mai exact despre faptul că, spre exemplu, unele persoane populare, publice, vedete, nu contează, fie că sunt interpreți, blogeri sau actori, aleg să nu divulge prea multe informații despre viața lor personală sau să nu publice poze cu copilașii lor până la o anumită vârstă sau, în general, să nu publice deloc. Cum ai privit tu lucrurile astea atunci când a apărut Emilia și dacă cumva ai avut o regulă din ce trebuie să publici din viața Emiliei și ce nu? Eu până la 1 an nu am arătat fața fetei și nu din cauza superstițiilor sau ceva așa care am auzit, dar pur și simplu ea era atât de mică și atât de a mea că eu nu vroiam să împart cu nimeni, nu vroiam să arăt, nu știu, vine de la sine. Și chiar când am împlinit 9 lunișoare, și eu stăteam, aveam o poză frumoasă și zic, poate azi postez și spuneam, nu, parcă încă nu-i timpul pentru asta. Și e că de la 1 an, deja 1 an și ceva, când am împlinit, după sărbătoarea ei, am început așa câte un pic ușor să postez, dar foarte mult să așteptau, desigur că 1 an este... Cu siguranță, de 1 an de zile, oamenii erau curioși să vadă cum arată copilul tău. Da. Vreau să te întreb cum privește soțul tău activitatea ta de pe social media și faptul că tu împărtășești o parte din viața copilului vostru, că este comun, nu este doar a ta și nu este doar a lui. Cum privește el aceste lucruri? Da, asta și-a fost decizia noastră, cu totul că el îmi spunea chiar de la jumătate de an, dacă vrei, poți postez, dar eu am spus că n-o să fie, ca simțul celă când o să vreau să postez, dar el mă susține în toate ce fac și inclusiv și acest lucru. Dar când postez ceva mai special, eu desigur că mă sfătui cu el și arăt că e ca asta, vreau să scriu, trebuie, nu trebuie. Deci totuși știi cum și de părerea soțului. Da, pentru că el cu siguranță te urmărește și pe tine. Da. Și tot că nu de mult timp, de când cred că a apărut Emilia, de mai tare. Tatiana, am văzut că ai creat și un cont special pentru Emilia și vreau să te întreb cum ți-a venit decizia asta și de ce ai făcut-o? Din start am făcut ca un account pentru mine și pentru Emilia, unde vreau să povestesc despre anume înțărcarea, toate aceste etape prin care legate de maternitate. Da, da, prin care trece nouă mămică. Dar acum am transformat mai mult în contul a Emiliei, deoarece acolo noi povestim mai mult despre dezvoltarea, jucării și iarăși noile etape pe care le treceți, da, voi. Și este foarte interesant, foarte util și de aceea am luat așa decizie, apar foarte rar acolo, deoarece am contul meu. Atunci când o să crească Emilia, o să-i dai ei parola și username-ul ca să-l folosească? Desigur, de ce nu? Dar eu cred că și pentru ea este o amintire. Acolo scriu, poate când facem poze e una, dar acolo scrii foarte multe și când o să crească ea o să vadă ce a scris mămica cu 10 ani în urmă. Deci este ca un, nu știu dacă tu ai avut un jurnal de ăsta în copilărie în care am avut, scriai. Desigur. Exact, nu știu dacă se mai practică acum la fetele tinere, cel puțin noi făceam treaba asta, da, acum, da, câțiva ani. Avem foarte multe. Și pentru că vreau să te întreb dacă voi mai folosiți scutece? Nu, acum deja nu mai folosim, aproape 2 luni. Când putem să mai ieșim undeva, că eu știu că nu avem o liță sau în apropiere. Da. Atunci pot să mai pun, dar ea nu prea deja îl acceptă și nu înțelege de ce eu îl pun. Deci, dar totuși ești proaspătă în treaba asta cu pusul scutecului. Ați avut o experiență și da, cam nu prea se uită ușor. Noi avem o rubrică foarte interesantă în care vrem să testăm cât de repede mămicile noastre se descurcă la treaba cu scutecul. Deci avem și o păpușă aici pe care o să trebuiască tu să o îmbraci foarte repede în scutec și noi o să cronometrăm timpul și o să vedem în cât timp te-ai descurcat. O să avem probabil și un tabel de onoare în care o să vedem care mămică a făcut asta cel mai repede, așa că tu ar trebui să te strădui să o faci repejor. Îți dau imediat și scutecele, pentru că avem aici și scutece de la partenerii noștri. Sunt scutecele numărul 1 în Japonia și în toată Asia, deja sunt și în Republica Moldova. Sunt foarte calitative, se adaptează perfect oricărui bebeluș și le puteți găsi în rețeaua de farmacii Hippocrates. Deci, ai alături scutecele, ai bebelușul nostru improvizat și eu îți dau startul. În momentul în care îți zic start, tu începi să-l îmbraci. Bine. Deci, atenție! 1, 2, 3, start! Nu cred că ai uitat treaba asta, nu? Nu se uită. Mai ales că sunt bebeluși foarte cuminte, care nu se mișcă, știi? Ar fi mai corect să testăm treaba asta pe un copil care... Da, de 8-9 luni. Da, ai făcut-o, a fost foarte simplu. Ai făcut-o în 13 secunde, zic eu, într-un timp record, foarte repede, pentru că bebelușul nostru este destul de ascultător. Vreau să știu dacă o faci la fel de repede sau ai făcut-o, mai bine zis, la fel de repede cu Emilia. Când a fost mai micuță, da, dar deja încolo 6, 7, 8 luni, desigur că nu. Cred că este, da, mai ușor cu chiloței deja să treci la scutici chiloței. Exact din acest considerent, dragi mămici, viitoare mămici, trebuie să știți că, cum a zis-o și Tatiana, după jumătate de an este mult mai complicat și nu arată treaba asta la fel de simplu ca în cazul păpușii noastre, așa că producătorul Merries vă oferă și scutece chiloței pentru a ușura cumva procesul ăsta și pentru a-l face mult mai rapid. Și pentru că mi-ai zis tu că Emilia este deja fată mare și merge singurică la uliță. Mulțumesc mult, ce frumos! Vrei să-ți dau un cadou pentru tine și mami? Nu. Vrei un cadou? Imediat îți dau un cadou. Avem și aici un cadou din partea partenerilor emisiunii noastre. Este vorba de un certificat în care o să-l poți folosești, tu împreună cu Emilia la Farmacia Hippocrates, care oferă și o gamă largă de produse pentru copii, pentru mămică, pentru toată familia, începând cu produse medicamentoase și terminând cu tot produsul chiar și de frumusețe. Uite, Emilia, eu o să-ți dau ție acest certificat și tu o să-l dai... O să-ți mâni ție acest certificat și... Pentru că Hippocrates este mai mult decât o farmacie. Am vorbit foarte mult despre rolul tău de mămică și despre cum îți desfășori tu această profesie de bază. Vreau să te întreb și tăticul vostru în ce măsură se implică în educația Emiliei și dacă a început să o facă deja când este Emilia mai mare sau a fost din acel tătic care a făcut-o de când a apărut Emilia. Tăticul nostru se ocupă foarte mult cu ea și s-a implicat de la naștere, chiar din primele secunde. Și eu, spre exemplu, primele zile, eu mă temeam că să nu o iau așa sau dacă nu ține căpșorul sau ceva, dar eu din primele zile mă uitam și mă miram cum el simte atât de bine în acest nou rol al lui. Este într-adevăr uimitor, pentru că deseori noi, mamele, suntem mai încrezătoare cumva în tot ce facem cu cel mic și de ce am zis că dacă s-a implicat din start, pentru că tăticii mai deseori le este frică, da, cum ai zis și tu, că este foarte micuț. Da, așa și... mai tare la mine a fost acest moment decât la tăticul. Cum cât de des o lași pe Emilia cu tăticul său? Pentru că tu mi-ai zis că stai foarte mult cu ea, ești practic tot timpul cu ea. Practic tot timpul, doar de când am nevoie mare undeva să ne ducem, dar atunci o luăm și pe ea, adică nu pot să-mi aduc aminte că să fie așa, că este foarte, foarte mult timp, deoarece este destul de cuminte și înțelegător copil, noi putem lua oriunde noi. Ne-am convins și noi de asta astăzi, pe lângă faptul că a avut grijă să-și strângă toate jucăriile. Hai, treci, eu să te ajut, să punem asta așa. Bravo! Ți-ai ales toate cadourile? Ți le-ai ales pe toate? Și pentru că am ajuns la final de emisiune, mai avem și un, pe lângă rubricile noastre mai amuzante, mai avem și un blitz test pentru tine. O să-ți dau câteva întrebări și o să-ți dau o variantă de răspuns în care trebuie să răspunzi ori prima variantă, ori a doua. Deci prima întrebare este ocupația ta preferată, sport sau somn? Somn? Cred că e ocupația de bază și preferată a oricărei mămici. A doua întrebare este al doilea copil, băiat sau fată? Băiat. Dieta mamei, dulce sau sărat? Sărat. Prietenul ei preferat, bunicul sau mămica? Mămica. Cine este pe primul loc, tăticul sau copilele? Fiecare are locul lui, nu pot să împart. Ai trișat, pentru că ar trebui să fie o variantă de răspuns, dar ok să acceptă și asta pentru că ai fost șmecheră. Grădinița sau dădaca? Grădinița. Naștere naturală sau cezariană? Naturală. Prezența bărbatului în timpul nașterii, da sau nu? Da. Evident îmi dau seama că dacă ai răspuns da, asistat soțul la naștere. Nu. Așa s-a primit când noi am mers împreună și... Ai vrut tu sau nu a acceptat el? Care a fost el a vrut foarte mult, dar eu până la urmă mi-am dat seama că nu, dar cred că la doilea copil aș dori și el să fie. El a fost foarte aproape și el a auzit totul ce se întâmplă, dar nu a fost cu noi și a intrat câteva minute de la naștere. Dar eu în ultimul moment i-am spus, te rog frumos, ieși. Primul cuvânt pe care l-a rostit Emilia? Tata. Și a doua zi mama a fost... Nu am așteptat mult. Vreau să te mai întreb, așa, pentru că suntem aproape de final, ce sfat ai avea tu pentru proaspetele mămici și pentru viitoarele mămici de la noi din țară? Primul sfat este să fie liniștită după naștere. Eu, spre exemplu, n-am fost așa și foarte mult am retrăit, foarte multe emoții am avut și acum îmi dau seama că poate chiar și prea mult, de asta este primul sfat. Liniște cât mai mult și toate perioadele trec... De la sine. Da. Inevitabil o să treacă, deci totul are un sfârșit până la urmă. Tatiana, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația și ai fost în emisiunea noastră. Mulțumim și Emilia că a venit cu tine și a fost foarte bravo. Sper că a petrecut și ea timpul util și vă dorim să creșteți mari și să fiți sănătoși. Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru invitație, a fost foarte plăcut la voi în studio. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție Mama Mia, în care cele mai îndrăgite mămici de la noi din țară vin să ne împărtășească aventura maternității.